Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. În episodul de azi vom da ultimele două meciuri din Infinite Elixir Challenge. Pe primele două le-am câștigat și avem deck-ul nostru cu care am jucat și înainte la acest tip de meci. Și hai să vedem dacă încă funcționează. Pe primele două meciuri am reușit să le câștigăm fără emoții, dar băi, trebuie să fim foarte concentrați și efectiv să spamăm în continuu. Primul meci pare că a și câștigat. Da, a întârziat foarte mult cu trupele și sunt șanse mari să obținem victoria. Avem nevoie de câteva hituri și vom dobori King Tower-ul. Deja nu mai fac probleme ca se poate întâmpla ceva. Bun, avem cea de-a treia victorie. O să ne luăm reward-ul. Erau 4000 de gold dacă nu mă înșel. Bun, și ultimul reward este un Legendary Chest. Și haide să-i dăm drumul cu meciul. Și pe din nou punem Bomb Tower-ul în centru. Punem aici un Poison. Mai punem încă unul peste. Dăm aici un Fireball. O să dau și Lightning-ul. Dăm racheta aici, sper să prind acolo, nu prindem, ba da, reușim să prindem bomberul, nu, wizardul. Dăm și poison aici, ca un poison un pic cam sus l-am pus, hai să vedem, din nou poison, mai dăm o rachetă pe urn, dăm fireball pe unul din stânga, dăm un lightning acolo, dăm poison și pe King Tower, un fireball aici, dar rămânem fără damage de la Pekka mare. Dăm aici poison din nou, rachetă, da, și mai mult ca sigur vom câștiga și această partidă. Bun, și cu încă o rachetă ar trebui să obținem victoria. Ok, avem și cea de-a patra victorie. Hai să vedem ce găsim în acel Legendary Chest. Sper să fie un Magic Archer. Magic Archer sau poate chiar Ice Wizard. Dar nu, primim un Ram Rider. Și ajungem la 5 bucăți din 20. Da, obținem bifa. Câștigăm toate cele 4 challenge-uri din acest Elixir Marathon. Și urmează Royal Tournamentul, care va fi disponibil în 2 zile. Bun, meciurile la ori le-am dat. Am putea să mai jucăm în arenă. Hai să-i dăm drumul, de fapt să schimbăm deck-ul. Ne întoarcem la deck-ul nostru clasic și să dăm un meci în arenă. Să punem Tesla în centru. Da, după două meciuri, de fapt mai multe, că am jucat și înainte de să fac episodul, după mai multe meciuri de Elixir Challenge sau chiar Triple Elixir, meciurile astea normale par în reluare, efectiv. Se mișcă. De fapt, cărțile se mișcă la fel, doar că sunt mult mai puține și nu mai aceeași dinamică. Excelent. Dar n-ajunge și pe turn, din păcate, Mini Pekka-ul. Să punem acum arcașele, așteptăm să vină prințul. Arcașele și Valkyria între trupe. Dar rămâne una dintre o arcașă acolo pe baricade. Trimitem acum Hog Rider-ul. Da, n-avem suficient elixir. Să încercăm un freeze totuși. Oh, aproape, dacă reușea să lovească turnul, să-l targeteze, să-l prindem cu freeze, ar fi fost excelent. Punem Tesla, din păcate ne targetează turnul acel Sparky. Da, pierdem primul turn. Ar fi un meci urât. Sper să reușim să ne redresăm. O să punem... să așteptăm de fapt, avem elixirul pe full. După care vom trimite Valkyria. Împreună cu Hogul. Băi, ne-a rupt acolo acel Sparky. Deci arcașele aici. Apunem, da, Mega Knight-ul din nou. Hai să vedem, Hog Rider, Mini Pekka. Da, din păcate prea puțin reușim acolo. Să punem Valkyria aici. Hai să punem arcașele. Da, nu mai avem suficient timp să ajungem pe turn, să-l putem doborî. Da, și din păcate pierdem acest meci din arenă. Vom mai da unul și să sperăm că avem mai mult noroc aici. Hai să deschidem și Silver Chest-ul. Da, nimic interesant. Și vom da drumul la un Golden. Și hai să dăm și ultimul meci din acest episod. Să vedem dacă reușim o victorie și în arenă. Să începem cu Mini Pekka din spate. Vom... Tesla. Trimitem și pe Hogul. Aș sper doar să n-aibă... ceva de genul. Bine, reușim câteva hituri. Nu-i rău. Dar să vedem cum rezistăm acestui push. Ok, punem Valkyria. Excelent. Bun, ne păstrăm elixirul. O să trimitem aici Mini Pekka și arcașele. Îi scoatem Hogul. Dăm un freeze aici. Bun, scăpăm acolo de Executioner. Aproape. Nu o să pun Tesla. Da, avem un avantaj foarte mic. De fapt, dacă ținem cont de faptul că el este level 12, cred că nu prea avem un avantaj. Hai să punem Valkyria aici. Uite și arcașele. Hai, și ar fi trebuit să dăm măcar un hit cu Hogul. Bun. Chiar două reușim. Da. Acum chiar avem avantaj. Să punem aici Tesla. Să punem și Mini Pekka-ul. Bun. Da, un hit binevenit. Trimitem Valkyria și arcașele aici. O să dăm un freeze pe acel Hog. Da, o rachetă dată degeaba, efectiv, nu înțeleg de ce a trimis racheta acolo. Hai să vedem, dăm un erou și ar trebui să-i scoatem turnul cu acest cu acest push la un hit de la Mini Pekka și reușim să-i doborâm turnul. Trebuie să ne apărăm acum. Va trimite fogul, spunem aici Mini Pekka. Da, și meciul este câștigat. Reușim să obținem o victorie și în arenă. Bun. Da, din păcate mai avem destul de mult de urcat până la următoarele reward-uri din Trophy Road. Așa că... da, e ok. Ținem victoria. Bun. Haideți acum să maxăm o nouă carte. Avem Canon cardul care așteaptă de ceva timp să fie maxat și am reușit între timp să strâng suficiente wildcard-uri ca să-l putem maxa. Bun, o să folosim 24, îl ducem în 200 din 200 și îl ducem în level 13. Da, vedem aici, am mai câștigat ceva hit points și range damage. Avem suficient star points și putem să-l facem star level 1, la fel și cu Hunterul care rămânsese data trecută fără pentru că nu aveam suficiente. Îl facem și pe star level 1 și acum avem toate cărțile maxate cu star. Bun. Vedem că avem o grămadă de gold. Haideți să creștem și Goblin Drill-ul. Deși el este boostat și sezonul acesta, să fie acolo la zi cu update-urile. Dar avem deja de level 9 și vom avea nevoie de 20 de cărți pentru următorul level. Bun. Ok, păi cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!